ce ne-am întors din stradă. Hei, Patrocle! Ce limiți? Suntem în mare! E și destinul! Wow, nu-mi vine să cred! Deja... Meraba! Salutare, lume bună! Noi suntem Travel 2, adică Mirabela și Bogdan, și astăzi vrem să vă luăm într-o excursie de aici, de la Marmaris, și anume la Orhanie. Sper că am pronunțat corect. O să vedem o plajă superbă care se numește Kiskumu și o să vă arătăm exact fiecare lucru, pas cu pas, cum să face să ajungeți din Marmaris acolo și ce este de vizitat. Da, deci stați pe aproape și nu uitați să vă abonați. Prețul biletului este de 22 de lire turcești și noi suntem chiar aici în autogară și în spatele nostru este autobuzul. În cazul în care veniți, nu uitați să verificați programul. Ultimul care pleacă din Orhanie este la 6. Și așa că hai la drum! Hai la drum! Poliția ne-a întors din strade, nu a lăsat nicio mașină să meargă mai departe, așa că am luat-o pe a doua rută. Și uite, asta cred că și cea pe care am făcut-o când am mers la Turun, cu drumurile, drumul care urcă în serpentine, fără parapeți. Și de aici pleacă elicopterele încărcate cu apă, și în sfârșit am ajuns la Kiskumu, la plaja Kiskumu. De la Marmaris până aici sunt 28 de kilometri și am făcut mai bine de o oră cu microbusul. Da, am făcut mai bine de o oră pentru că la un moment dat poliția ne-a întors de pe traseu pe care vrea să meargă șoferul și a trebuit să o ia pe alt traseu, etc. Hai să descoperim această plajă și legenda, misterioasa legendă care o înconjoară. Aici e lume multă și pe bună dreptate, plaja este superbă. Hei, Patrocle, ce frumos e! Aici avem și posibilitatea de a ne fotografia cu papagalii. E unul cu roșu și unul cu albastru, foarte frumos. Cred că 10 lire sterline ca să-ți faci poze. Îi pune ceva în gură la copil și papagalul a trebuit să o ia. Super tare, ia uitați ce fain. E frică. Hands up. How much does it cost? £5. How long does it take the trip? 10 minutes? 3 minutes. Thank you. Deci dacă vreți să mergeți cu Camila la această plajă, £5, 3 minute. Și această statuie o reprezintă pe fica regelui Bibassos. O să vă spunem legenda curând. Noi încercăm să ajungem pe această limbă de nisip până de, în partea cealaltă a țărmului sau cât mai aproape de celălalt țărm, să vedem cât reușim să parcurgem. Eu mă așteptam să se vadă limba de nisip, dar acum nu se vede. Oricum, apa aici, în zona asta unde suntem, acum e foarte
Da. Nici măcar nu ajunge la genunchi. Oricum e foarte interesantă experiența. O plajă foarte, foarte busy, aș putea zice. Multă lume aici. Ați văzut cu Camila, cu Ponei, cu papagalul. Poze cu toate animăluțele. Peisajul e divin. Cumva înconjurat de munți, de dealuri. Foarte frumos. Da. Și am parcurs mai bine de jumătate din distanță. Și cu orice lucru creat de mama natură are la bază o legendă și această fâșie de nisip are una. Și legenda ne spune că a fost odată ca niciodată. Cine n-ar fi lăsat o a fost o fică de împărat, o prințesă, care s-a îndrăgostit de un făt frumos care trăia partea cealaltă a țărmului. Și pentru că prințesa nu știa să înoate și vroia să ajungă la el, a început să care nisip în poală și să pună nisip pentru a construi un pod de nisip. Dar într-o noapte, apa fiind prea mare, valurile au luat-o. Și de atunci a rămas această limbă de nisip și am încălecat pe o șa și v-am spus legenda așa. Nu uitați să vă abonați la canal. Și nu mă pot abține să nu filmez puțin peisajul, dar să vă și arăt de unde am venit noi, din acea direcție, de acolo, de unde e degetul meu, acolo e o terasă. Deci cred că merge mai bine de jumătate de oră, nu? Da, pentru că ne-am mai și oprit să mai facem poze. Și mai avem puțin, să vedem dacă putem ajunge pe malul celălalt. Și aici este prințesa, nu Bogdan, prințesa. Nu știu cât de bine se vede săraca. Probabil că de aici a rămas ea înnecată, în nisip. Da. Deci vă dați seama că era aproape de mal, nu mai mult. Cum e și destinul. Ce nasol. Wow, când am văzut, a ieșit la suprafață așa și am văzut gura mare, a zis, ce asta, acum murim. Wow, ce faină era. Bravo, Mira. Nu n-am văzut-o, am ratat-o. Wow, nu vine să cred. Ce faină era și cât era de mare. Trebuia să ne fi oprit. Că am speriat-o. Uite, ține că filmez cu Sony. Uite acolo. O văd, da. Uite, am prins-o. Și în această zonă sunt ceva bungalouri foarte frumoase. Acestea de aici. Și mai erau câteva chiar în zona acolo, la plaja Kumzu. Și toți sunt pregătiți să plece în Jeep Safari. Dornici de aventură. Și acum motoarele se încing. Action! Hai să vedem care e primul. Câte mașini sunt? 2, 4, 5 mașini portocalii. Hai, la drum. Toți cu turiști englezi. Să ne și salută lumea. Îi salutăm și noi. Deja au pornit. Bravo! Și noi? Am apărut.
La Marmaris, ăsta e al nostru? Și încheiem aici acest vlog despre plaja Kiscumu. Eu am rămas foarte impresionată pentru că am văzut proastă acest casă. Și, da, și acum ne puteți să plăcere de cum am văzut apă. Super tare senzație. Această plajă este faimoasă pentru acea limbă de nisip care merge aproape până de partea cealaltă a țărmului. Dar pentru a face baie, nu ne-a convins. Zona este foarte frumoasă. Da. Peisajul este divin. Bungalourile de pe deal care arată foarte, foarte bine și cine știe, poate dacă n-am experimentat, dar ar fi curios să știm cum ar fi experiența să bungalouri. Noi recomandăm să veniți aici la plaja Kiscumu, este foarte frumoasă, da. Și merită vizitată, este o destinație.